Bilete la pariuri sportive pentru 11 noiembrie 2024. Dragi prieteni, rămâneți aproape pentru că v-am pregătit bilet cotă 1000 plus, bilet cotă 10, cotă 5, cotă 3 pe care îl aveți chiar acum în fața ochilor și, bineînțeles, pontul zilei. Foarte pe scurt, analiza pentru acest bilet la Betano. Ambele formații au medii mici de cornere obținute, Gloria Buzău o medie de 3,5, în timp ce Petrolul 4,2. Continuăm cu Oțelul Gălaș CFR Cluj, două formații care au pe bancă antrenori foarte, foarte defensivi, de aceea mă aștept la un meci în care măcar o repriză să fie fără gol marcat. Cotă 1.72, iar Deportivo La Coruña este formația din secunda divizion care obține cea mai mare medie de cornere pe meci, 6.77, și pe teren propriu media crește până la 8.83. Așa arată biletul la Betano. Continuăm cu biletul zilei, cotă 10 plus la Superbet, care conține 7 pronosticuri și, evident, face parte dintr-o strategie de pariuri ce ne permite să fim pe profit dacă măcar un bilet din 10 este câștigător. Așa arată biletul de azi la Superbet, seria o aveți jos. Și, evident, continuăm cu biletul zilei format doar din GG-uri, 3 partide pentru o cotă finală de 5,50. Biletul acesta este plasat la winner. Pontul zilei vine de la Oțelul Galați cu CFR Cluj, o dispută care se anunță, în opinia mea, oarecum dezechilibrată. Spun asta pentru că am găsit câteva diferențe bune la capitolul șuturi. CFR Cluj este formația care a marcat 26 de goluri, în timp ce Oțelul lui Dorin Munteanu doar 12. Practic, echipa lui Dan Petrescu cel puțin dublu marchează decât Oțelul. Și încă un aspect foarte important este echipa cu cele mai multe șuturi cadrate pe spațiul poții, o medie de 5,1 față de cea mai mică medie de șuturi cadrate a Oțelului, 2,9 în Superliga. Deci, practic, se întâlnește echipa cu cele mai multe șuturi cadrate cu echipa cu cele mai puține șuturi cadrate. În altă ordine de idei, 14,1 șuturi la poartă este media CFR-ului și 11,7 a gălățenilor. Anticipez aici că CFR Cluj va fi echipa cu mai multe șuturi la o cotă de 1,61. În continuare, vă las biletul de 100. De fapt, nu. Este biletul cotă 1000 plus, unde v-am pregătit 20 de pronosticuri și, bineînțeles, miza este de doar 5 lei. Face parte dintr-o strategie ce ne permite să fim pe profit dacă măcar unul singur din 1500 de bilete va fi câștigat. Așadar, aceasta este seria biletului Superbet. Dragi prieteni, nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile. Mă înclin!